în perioada 4-7 septembrie la Cheile Grădiștei, în județul Brașov, a avut loc cea de-a 15-a ediție a Întâlnirii Naționale a Tineretului Catolic. Peste 1300 de tineri catolici din ambele rituri, cu vârste cuprinse între 14 și 30 de ani, s-au întâlnit pentru a da mărturie despre credința lor. Locul evenimentului propus de către organizatori în acest an a fost un resort din mijlocul munților în județul Brașov. Aici, într-un mediu natural și liniștit, tinerii, însoțiți de mai mulți preoți, persoane consacrate și episcopilor, au trăit momente deosebite de bucurie și credință. Programul evenimentului a fost unul excepțional, cum de altfel și evenimentul a fost unul pe măsură. Pe lângă momentele firești de rugăciune și formare spirituală, tinerii au avut ocazia să asculte și să învețe din mărturiile altor tineri, dar și din învățăturile invitaților speciali. De asemenea, organizatorii au propus tinerilor participanți mai multe momente de relaxare în natură, în cadrul programelor alternative, precum și momente de distracție, prin diferite evenimente muzicale adaptate evenimentului. Atmosfera este tinerească, este degajată, este plină de veselie, plină de speranță, putem să spunem, și cred că avem cu toții nevoie de speranță, avem cu toții nevoie să ne găsim întotdeauna motive noi de speranță, mai ales în vremurile tulburi în care trăim. Și cumva tinerii prezenți, cei peste 1000 de tineri prezenți aici la Cheile Grădiștei, reușesc să ne transmită din entuziasmul lor, din speranța lor în viitor, dincolo de căutările lor, de dubiile lor, de fricile lor. Tinerii sunt generoși în a transmite și lucrul acesta îl putem percepe foarte bine, foarte frumos la această 15-a întâlnire națională a tinerilor catolici din România. Organizarea unui astfel de eveniment presupune o logistică foarte complexă. De la transport, cazare, masă, infrastructură, servicii, invitați sau echipamente, toate necesită costuri și persoane implicate. Totodată, un aspect foarte important în ceea ce privește partea vizuală a evenimentului este logo-ul, cel care apare încă din primele momente ale promovării evenimentului. Logo-ul a fost pregătit de o comisie de persoane avizate în acest domeniu. Ne-am dorit să fie cuprins atât elementul central al motoului și anume speranța creștină, cât și mărturia martirilor noștri care ne sunt modele și călăuză de speranță și de credință în lumea contemporană. Îi vedem simbolizați prin stelele care îi binecuvintează acest grup de persoane în logo-ul nostru, precum și prin cele două turnuri ale catedralei din Blaj, care la fel ne amintesc de momentul celebrării beatificării celor 7 episcopi martiri, când în momentul în care Sfântul Părinte a pronunțat formula de beatificare pe Câmpia Libertății, clopotele din aceste turnuri ale catedralei au răsunat, vestind lumii întregi faptul că cei 7 fericiți de acum sunt înscriși de către biserică în calendar și neveghează de sus din ceruri. Istoria acestor întâlniri se inspiră din evenimente similare ce au loc la nivel mondial încă din anii 80 și sunt o moștenire a Papei Ioan Paul al II-lea. În țara noastră, prima întâlnire a tinerilor catolici a avut loc abia în anul 1991 la Vizantea, în județul Vrancea. La început, întâlnirile aveau o frecvență anuală, însă cu timpul, în funcție de alte evenimente importante ale vieții Bisericii Catolice, cum ar fi zilele mondiale ale tinerilor catolici, acestea au ajuns la o frecvență de 2, 3 sau chiar 4 ani. Zilele tineretului sunt de asemenea organizate alternativ, fie de către o dieceză romano-catolică, fie de către o eparhie greco-catolică, și astfel toate diecezele și eparhiile au ocazia de a se implica, de a se cunoaște și de a se îmbogăți din experiența celorlalți. Organizarea următoarei zile a tineretului catolic se decide în cadrul Conferinței Naționale a Episcopilor Catolici și este anunțată la finalul ediției zilelor tineretului. Astfel, următoarea ediție a Întâlnirii Naționale a Tinerilor Catolici din țara noastră
va avea loc în anul 2028 în Arhidieceza de București.